asumare în conformitate cu prevederile articolului 39, articolul 39 alineat 1 și articolul 17 litera F din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată cu modificări și completări ulterioare și dispoziția numărul 102 din 22.06.2015, misiunea de primară cu comentarii 22.08. Vă invităm să participați la lucrările științei ordinare, aședim a Consiliului Local, care va avea în ziua de 28.06.2018, cu următoare ordine de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei consilier Postolatie Renuța, președinte de ședință, pe luna iulie 2018. Inițiator, punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind schimbarea din funcția viceprimarului Comunei Târgu Drotuș, inițiator consilierii locali în partea PSD și în partea UNPR. Nu e mai dau ce bine, decât să știe cineva. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării și finanțării investiției, extindere de pe energie electrică, alimentare, consumator, zona industrială, localitatea de Drotuș, Comuna Târgu Drotuș, de Subarul. Inițiator, primarul Comunei. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul extindere de pe energie electrică, alimentare, consumator, Târgu Drotuș, sat, Târgu Drotuș, Comuna Târgu Drotuș, de Subarul. Inițiator, primarul Comunei. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de transfer al rețelei, regula prețului și a contractului aferent pentru obiectivul extindere rețea energie electrică, alimentare, consumator, zona industrială, localitatea Târgu Drotuș, Comuna Târgu Drotuș, județul Batou. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor juridice de consultanță, asistență juridică și reprezentare în instanța Comunei Târgu Drotuș. Inițiator, primarul Comunei Târgu Drotuș. Proiect de hotărâre. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență la nivelul Comunei Târgu Drotuș de Subator. Inițiator, primarul Comunei Târgu Drotuș. Punctul numărul 8, diverse. Având în vedere că un coleg al nostru trebuie să apară, propun ca punctul numărul 2 să se-mi poate apare. Hai să trecem la... Supunem la vot ordinea de zi prima dată. Cine este pentru? La vot procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 31.05.2018. Avem discuții de luat cuvântul. Puțin la un moment. Doamna procesul verbal. Să ne spună, doamnă secretar. Dacă vreau să întreb. Doamna secretar, după ce am părăsit plenul ședinței de la data de 31 mai, să-mi răspundă dacă ședința mai era constituțională sau neconstituțională. Atât încât jumătate... Doamnă, nu mai puțin dacă nu era. Eu vă adresez o întrebare, dumneavoastră veniți cu răspunsul. Deci... Grupul parlamentar UNPR plus PSD au părăsit ședința, da? Da. Vreau să spuneți dacă mai era ședința legal constituită. Deci, a fost la punctul 7, dacă s-a părăsit sala de ședințe, până la punctul 7, toată lumea a fost în sală. Da? Ședința, la începutul ședinței, a fost legal constituită. S-au votat câteva proiecte de hotărâre. Mai puțin punctul 7, da? Da. Atunci n-a mai fost vorul ca să-l supunem spre adoptare. De asta nu s-a făcut. Dar pentru celelalte ați fost în sală, știți toată lumea. Da, și vorbă de înțeles.
Nu este grup parlamentar. Nu spun nimic, mai vreau să ajungem și acolo. Da, nu este de parte. Am înțeles. Am și eu. Faceți că nu ai cuvorul, nu ne interesează pe noi acum. Nu este cuvorul, nu există. Domnul Gorean. Mulțumesc. Eu aș vrea să fac mie adică observația în capul. Eu am luat cuvântul atunci, da, și afirm, în Gurean, adică nu citesc de la început. Afirmă că o parte din banii de la culte au fost folosiți la zilele localității. Eu nu am spus niciodată la zilele localității, festivalul Trotușul este. Așa vreau să fie acolo, vă rog frumos, da? Deci am spus, da. Zilele localității, adică nu mi se pare. La diverse sau la ce punct e? Păi, la punctul 2. Proiect de dorință privind aprobarea execuției bugetelor. Bun. Deci spuneți cum trebuie să formulez aici. Au fost folosiți la... Bani de unde au fost folosiți la festivalul Trotuș. La festivalul Trotuș. Da, poate. Dar puteți ce e orice modificare. Da. Da. Dacă mai sunt... Dacă mai sunt... Mă uitam și eu la viitor. Supunem la vot, da? Cine este pentru? Facem vin sau nu? Păi, drumul și seria e primul punct care e cu președintele seria. Președintele Berlin. Proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei consilier Costolache Rânța pe cinci de ședință pentru luna iulie 2018. Cum e la vot? Cine este pentru? Împotriva cine? Trecem la punctul numărul 2. Domnul președinte, aș propune o pauză de 5 minute la punctul 2 până când se reclamitează. Avem dreptul de 5 minute să mergem la loc. Păi ați spus la început că vreți să treceți peste și să mergem în Nu. Deci noi supunem că vreau să fac un amendament. Adică păstrăm o pauză de 5 minute. Supuneți la loc. Sunt de acord. Nu e problemă. Spune la loc, sunteți de acord? Da. Da, puțin domnul Băbălu. Ați ridicat mâna? Proiect de hotărâre privind schimbarea de funcție a viceprimarului Comunei Târgu Trotuș. Citesc proiectul. Se aprobă schimbarea din funcția primarului, viceprimarului Comunei Târgu Trotuș, doamna Costolache. Doar de cuvânt. Da. Domnul Militeu. Domnul Sfărlea. Altcineva? Domnul Local. Poftim, domnul Militeu. Vreau să dăm acum numărul 2. Aș dori să o întreb pe doamna Costolache. A plecat pe 2 ani și o lună de mandat. Dar vreau să vă întreb numai scurt așa. Dumneavoastră știați că trebuie să aduceți Consiliului Local să ne prezentați un raport de activitate al viceprimarului anual? Da, sigur. Ați făcut acest lucru? Da. Nu, doamnă. Vă întreb dacă ați făcut acest lucru, nu ați puteți... Ați plecat pe 3 ani. Am trecut un dat. Și unde este? Unde este raportul acela? La doamna secretar. Sigur. Anual. Pe care și-o parte dintre dumneavoastră la început, da? Consilierilor local. Raportul de activitate pe care trebuie să-l depuneți anual, toți. Membrii Consiliului Local.
pot să fac. Dar trebuie expus în ședința Consiliului Local? Da, da, și pot să-l expus. Nu se expune în ședință. Eu, după ce le-am făcut, am publicat pe site. Nu se expune consilierilor, dar primarul și viceprimarului, normal, se expune. Deci, conform legii 215, primarul își prezintă acest raport. Dar se va dat în sfârșit. Nu, primul. Dar acum se pun două luni consecutive. Da, da. Da, da, da. Ok. Da. Deci eu am raportul, dar am văzut. Acum nu pot face, nu? Poate nu, de anul trecut. Acum? Acum am timpul ședinței? Eu vreau să vă reamintesc la cei care anul trecut n-am trecut după acolo. Și ce trebuie să-i motivez? Pentru domnului Sfărdea. Ce vreau să încerc? N-ar fi un reproș, n-ar fi un reproș prea mare pentru doamna Apostolache, este reproș pentru funcția de viceprimar. Care, indiferent cine ar fi deținut-o până acum, trebuia să implice mai mult în gospodărirea comunului. Amintesc aici problema apei, care o să accentueze în zilele următoare și n-a fost rezolvat. Da. Am rugat-o, vă rog. Am rugat-o pe doamna viceprimar de acum 2 ani de zile până nu ia buldoi excavatorul și nu se duce cu poliția să debranșeze 2-3 oameni, nu se va rezolva problema apei. Exact. Vă rog. Nu s-a întâmplat acest lucru. Ba da. Bun. Vă rog frumos, nu mai spun nimic dacă mă întrebați. O altă problemă ar fi starea drumului. Nu poți să trimiți un utilaj pe drumuri să facă de capul lui. Trebuie să stai după el. Dacă nu te pricepi, rogi un consilier, rogi un specialist să stea după utilaj, să rezolve. Pentru că utilajul ăla a fost plătit cu bani grei și a bătut joc de drumuri în Mișoara cel puțin. Am rugat pe domnul primar și cred că v-a spus să luați bunul respectatorul de zis și să vă duceți să reparați. 2 săptămâni. Au stat așa și acum au parte din drumuri, șanțuri și ce este, sunt desfundate de porțiuni, porțiuni nedesfundate, pentru că nu s-a putut într-adevăr, dar mai greu a făcut un nedesfundat cu steaua acum acolo. Nu mai zic de lumină care arde ziua, dimineața până la 6, când se luminează la 4:30, seara se aprinde de la 9, când se luminează la, se luminează la 10. Și ce să vă zic? Încă o dată vă spun, nu este reproș pentru doamna consilier Apostolache, este reproș pentru funcția de viceprimar. Mulțumesc. Pot să răspund? Am venit să răspund. Da, vă rog, de ce mă așteptați să vă vorbesc? Dar nu am voie să răspund acum sau de ce? Da, lăsați aia cuvântul atunci și vorbim că îi răspundeți la asta, nu-i mai bine. Cum că și așa văd că aveți acolo. Da, domnul. Deci, da. Deci, în expunerea de motive, exact. Pentru care dumneavoastră, cei care a semnat această inițiativă, zice și așa, la articolul 57, prevalat de legea 215, la articolul 57, alineatul 2, alineatul 4, zice că Consiliul Local stabilește ca unele de hotărâri să fie luate în vot secret. Deci, dumneavoastră, în expunerea de motive, nu aduceți niciun fel de motiv asupra viceprimarului. 1. 2. Nu este de interiorul de motiv. Este schimbare. Deci, este schimbare de motiv. Este schimbare de motiv. Domnule, lăsați-mă să vorbesc. Eu v-am lăsat. Trebuie să știu. Bun. Legea este aici. Dumneavoastră trebuie să corectați pe domnul consilier, care este neconștient că auzem, dar 8 mandate care fac bani mari. Legea administrației publice locale. Schimbarea din funcție, domnule. Deci noi nu vorbim de demiterea cea primară. Noi vorbim de schimbarea din funcție. Domnul, lăsați-vă rugați și eu mă las. Articolul 57 din legea 215 zice așa în felul următor. Așa. La propunerea motivată a unei treimi din numărul de consilier local. Unde este propunerea motivată? Scrie acolo. Care este problema motivată? Schimbarea majorității în Consiliul Local. Posibil. Și doi. În legea 2393 zice așa. Este necesar să a se dovedi săvârșire unor abate grave și repetate comise de exercitarea mandatului. Vă rog să-mi spuneți ce abateri grave și repetate a săvârșit această persoană, viceprimar,
în mandatul dumneai de 2 ani de zile. Grave și repetate. Doamna viceprimar, ați avut vreo sancțiune de când sunteți viceprimar? Nu. Ați avut motive de la serviciu? Și atunci ce discutăm? Ce discutăm? Grupul parlamentar. Grupul PNL nu va participa la acest vot. Și calitate, și Zice așa. 393/2014 este necesar a se dovedi săvârșirea unor abate grave și repetate. Ce abate grave și repetate această persoană a săvârșit? Zicem ce și mie. Abateri grave și repetate. Ce a săvârșit această femeie? Spuneți și mie. Ce abate grave și repetate a săvârșit? Și dovediți-mi și mie și legea 250 și așa. La propunerea următoare. Gata. Cerere de schimbare din funcție, nu de demitere. Domnul, în momentul în care vrem să o demitem, atunci trebuie să facă. O demiteți, dumneavoastră vreți să o demiteți. Domnul președinte. În legea administrației publice locale, la articolul 57, deci noi vorbim capitolul 3, articolul primar și viceprimarul. Da. Și spune așa, la punctul numărul 4, schimbarea din funcția viceprimarului, se poate face de Consiliul Local prin hotărâre adoptată cu votul la 2/3 din numărul consilierilor în funcție, la propunerea motivată a primarului. Motivată! Sau a 1/3 din numărul consilierilor. Motivată, domnule, motivată! A 1/3 din motivat-o. Numărul consilierilor local în funcție. Dacă o motivați, să vă rog frumos, vă rog frumos. Deci, doamnă, dumneavoastră spuneți, m-a întrebat colegul meu, că dumneavoastră n-ați spuneți cu cât ați fost sancționată cu ceva timp în urmă? Cu nimic. Lăsați să spun. Doamna viceprimar, dumneavoastră aveți dreptul să răspundeți nu la ședința săditor următoare. Vă rog cum să vă pregătiți pentru treaba asta. Da. De ce nu are dreptul să se răspundă la ședința săditor? Nu e obligator să se răspunde acum. Are dreptul. Domnul Bărgar, nu conduci dumneavoastră ședința. Comportați-vă în mod civilizat. Cine conduce ședința? Cine conduce ședința? N-am înțeles. Da, pot fi domnul. Păi, deci eu nu înțeleg. Domnul Bărgar, deci aș nu să mai presus de lege. Deci el este iasă. Pe cuvântul meu. Spuneți-vă, domnul Bărgar, am vrea să luați cuvântul? Eu aș vrea să întreb așa pe doamna vice. Dacă, bine, că nu știu dacă este sau nu, îmi poate confirma sau nu, doamna vice, dumneavoastră ați spus la v-ați îndeplinit până la urmă toate îndatoririle de care le-ați avut dat și sarcini de domnul primar? Poate să vă confirm, domnul primar este pe care să da, până prezent. Pentru că domnul primar este cel care m-a controlat pe mine. Da. Da. Dumneavoastră ați fost până la urmă am înțeles că primis la domnul Băgaru că trebuie să facă cum să zic eu, să-i dați o înștiințare precum că trebuie să elibereze spațiul respectiv. Care spațiu? Care spațiu? Acolo unde... Elibezi că dăm vreima ta. Vrei mâine și vrei nu, asta este relevant. Este relevant că văd că dumneavoastră derivați la o treabă. Păi dacă a fost acolo primis și nu și-a îndeplinit sarcinile de serviciu, înseamnă că nu știu... Nu derivează. Asta este motivația asta. Deja trebuie să vedea ca să înțelegem teritoriul. Dar n-am pavinit să nu funcționează. Deci nu a fost acolo. Da, pot să vă răspund atunci când a venit consultanța Petru Cămin. Așa. Poate să vă confirme și doamna și întreaga echipă care a fost prezentă acolo. Când au ajuns, era liber. Când au ajuns acolo. Era spațiu liber. Da, deci mi-am îndeplinit această aprobă. În fața cancelii, ce provocați dumneavoastră? Nu provoc nimic. Eu vreau să văd dacă și-a respectat adică obligațiunile, dacă ați respectat față de domnul primar. Da, pentru că în cazul acesta putea să ne facă obiectiv. Domnul primar, știți care e treaba? Nu m-am amenințat. Deci, doamne, nu m-am amenințat. Păi acum ați fost, nu v-ați fumați, că nu v-ați fumați. Păi
cum să mă invitați? Uite așa, păi invit afară. Dar dumneavoastră este ședințele. Da, sunt. Păi dar nu-i prima dată, cum nu faci, domnule, așa. Nu este domnul Moise. Ia stați așa, domnule. Domnule, ia spune ce ai primit telefon, dacă este să luăm așa. Ce telefon ai primit în Germania? În Germania, când s-a făcut asfaltul, ce telefon ai primit dumneata? Congureanu ce face? Spune-mi, domnule, ce s-a întâmplat în Germania când te-a sunat? Cine a sunat? Face anchetă. Cetățene, face o anchetă, domnule, pentru că asta este rolul. Păi dumneata, domnul, domnul, nu mai ce. Am făcut ce-a făcut. Deci dumneavoastră ați probat așa. Ați sunat directorul general de la Tim Complex, că eu... Nu e greșit. Dumneavoastră îmi spuneți mie să trageți. Ați vorbit cu părintele și a spus că eu sunt total, total dezacord întotdeauna și mă duc la consilierea acasă ca să nu voteze proiectul dumneavoastră. Nu știu cine v-a zis dumneavoastră. Aduceți-i pe domnul director de la Tim Complex. Da? De asta am fost chemat acolo. Nu știu, domnule, de ce ați fost chemat acolo. Deci, dumneavoastră, ați rămas o circuit. Vă rog frumos. Vreți să continuăm ședința. Punem la vot acest punct. Domnul președinte, un motiv, doamna nu mi-a răspuns, un motiv mai important decât acesta, ca să-i răspund și domnului, deja cu statii vechi, care ia sodă. El, omul ia mai, vă rog, nu mai dau nume. Doamne, raportul de activitate al viceprimarului, eu nu l-am primit. Nici anul trecut, nici anul acesta. Mai e o probă mai concludentă și mai bună ca aceasta. Raportul de activitate al viceprimarului. Am înțeles. Ați înțeles, ați înțeles. Lăsați să vorbesc. Vă rog frumos să nu mai invitați domnul. Pentru că invitați domnul și ce vreți, la intimidare, da? Eu pe 30 am primit dispoziția pentru... Și pe 30 vă prezint raportul. Pe 30 a spus domnul raportul. Pe 30 a fost. Da, suntem într-o democrație, nu suntem într-o încot. Îmi dați un pic să explic domnului Sorlea. Legat de drumul, două cuvinte, nu mă întind. Dar nu ce problemă, deci, legat de drumul, nu zâmbiți domnul Sorlea, pentru că nu cred că aveți motiv să efectiv, hai să mergem pe rând. Păi merge pe drum, doamna Ploas, merge pe drum. Nu. Eu vreau să mergeți acum cu mine, indiferent cine din consilier, și să ia pulsul cetățenilor. Și să vadă de câte ori m-a văzut pe mine cu acest utilaj. Dumneavoastră v-ați întâlnit de atâtea ori cu mine la intersecție la Vișoara, când cele două șanțuri eu le-am făcut domnul Sfârleanu. Unde? Acolo, la... Cum, domnule, domnule? Doamna secretară, trebuie obligatoriu să aibă pregătite buletinele de vot. Nu mă pripăcam. Lăsați-mă să termin de vorbit. Deci, legat de drum. Dar cu domnul Sfârleanu am întâlnit de atâtea ori pe drumuri. Și eu pot să vin să aduc cetățenii ca să vadă că am fost pe drumuri permanent. Ultima dată. Adică deci, dacă vreți să vă răspund, nu vă convine. Am discutat până acum. Ați iertat ce ați vorbit. Haideți să trecem la vot. Scurs și la subiect. Păi da, mai aveam de răspuns. O să-i răspund în scris, domnul președinte. Doamna, aveți... Hai să trecem la vot și la date. Domnul președinte, mă simt pe întrebare la doamna secretară. Da. Cine are voie, conform legii 215, să poarte eșarfa tricolore? Și în ce condiții? Primarul și prin dispoziții face de legea. Și în dispoziții? Dispoziția este... Dispoziții pe o zi pe alta? Da, sunt dispoziții pe o zi pe alta. Păi nu par, haideți pe rând. Nu, trebuie în Da. Nu, 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 n
voi da. Pentru votul ăsta că este secret, așa ați optat, să se voteze în secret, trebuie făcut un proces verbal. Procesul verbal constă în postul citesc, da? Da. Deci, pentru punctul de ordinea de zi, proiect de hotărâre privind schimbarea acestui comunității de proiect, stabilită prin dispoziția afirmată de comunității 102 din 2006, prin convocarea Consiliului Local pentru Proiect, în ședință ordinară pentru data de 28.06.2018, orele 18, votul a fost secret. Deci va fi secret. Consilierii locali și-au exercitat dreptul de vot, intrând pe rând în locul special amenajat. Acolo, da? După exercitarea dreptului de vot de către cei 12 consilieri prezenți, urna cu buletinele de vot va fi preluată de Comisia de Validare stabilită prin hotărârea Consiliului Local numărul 1 din 25.06.2016 privind alegerea membrilor Comisiei de Validare. Deci din anul 2016, de când s-a constituit Consiliul Local, Comisia rămâne valabilă pe cei 4 ani de mandat, da? Da. Și astăzi va funcționa. Formal. Din care? Apoape Carmen, președinte. Ungureanu Petrea, secretar Comisiei. Membri: Mititelu Ionel, Dinu Viorel, Costolache Lenuța. Doamna Costolache nu va participa la numărarea voturilor, deoarece nu este implicat în proiectul care așa. În urma numărării voturilor exprimate se vor stabili rezultatele. Deci asta vă citesc după, trebuie să completez aici. Procedura de vot se face cu respectarea prevederilor articolului 45 alineatul 5 din legea 215/2001 administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare. Drept urmare, proiectul de hotărâre privind schimbarea va fi adoptat sau respins. Procesul verbal s-a încheiat într-un singur exemplar care va fi depus la dosarul cu lucrările ședinței ordinare din 28.06.2018. Semnează membrul comisiei. Acum puteți exercita votul. Doamna Consolă. Da, în ordinea alfabetică, da. Haideți să mă ordinea sau cum sunt de așezat. Nu știu, doamne ședinței. Un pic, doamne. Doamna Vice, nu vreau. Nu vreau. Nu vreau. Nu vreau. Dar să merg la mântea. Poți să iasă când ar. Nu astfel e tine. Să vorbim tot. Știi, nu știu. Domnul președinte, avem dreptul iar la 5 minute. Cum? Nu, avem să-i votăm. Hai să-i votăm. Nu următoare. Deci, având în vedere că nu este, nu se îndeplinesc condiții legale, nu mai. Da. Mulțumim, trecem la vizită. Avem de a fost respins. Deci, trebuie cu următoare respins. Retrasă. Nu e retrasă. Nu deci eu am să fac mențiunea iară în procesul verbal, pentru că dacă PNL-ul s-a ținut de la vot, da? Depind vorum pentru... Doamnă, vă rog frumos să vorbim. Doamnă, vă rog frumos să le spuneți membrilor PNL. Ei se pot abține o dată de două ori, după care, dacă nu sunt de acord, ei trebuie să părăsească sala. Da. Da? Nu. Nu faceți așa, domnul Vintelor. Faceți așa... Observați-ne în temelie. Bun, nu mai, nu v-am dat cuvânt, domnul Băcar. Trecem la funcția numărul 2. Domnul Băcar, vă rog frumos. Să vă vă iau cuvântul. Da, bine, mulțumesc. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării și finanțării investiției extindere rețea energie electrică alimentare consumatori zona industrială localizată pe Tărbătoroș și Omnii. Comuna Tărbătoroș de sub Bacău. Domnul primar. Sunteți inițiatorul. Da, am înțeles că ați avut discuție de președinția de comisie. E vorba de zona industrială de la Târgu Produș, de la etajul de acolo. Avem toată documentația gata, mai avem nevoie de astea trei puncte și începem lucrarea. Doar dacă votați. Doar de cuvânt. Supunem la vot. Cine este pentru? Deci vă rog să stați cu mâinile ridicate, ați spus să notezi. Deci pentru Costolache. Și firmați, vă rog. Băcaru. Firmați-o cu domnul Băcaru. Vino. Ternea. Ander. Probabil, cum mă rog.
Și să vă rog, domnule. Și frumos. Domnul Văcar. Vă rog frumos, nu mai vorbiți. Da. Da, da, da. Mai faceți să stricați atmosfera aici. Da. Ce un jandar. Supunem că cine este împotrivă? Abțineri? Nu, împotrivă. Nu, deci haideți împotrivă. Împotrivă. Cine împotrivă? Deci împotrivă. Moise. Stătura. Îngurami. Cel care a făcut prostia, să se ducă tot eu să o repare.
În speță primarul comunei. El a făcut-o, el s-o rezolvă. Nu știu cine este. Băi, nenea, nu vorbim nenea, nu suntem nenea, n-am văzut la văzut la mâine. Capitale de extraditate nene permanent. Eu am văzut, am observat. Așa. Eu nu dau final permanent pe tine. Eu nu dau final permanent pe tine. Dar cine este... Deci te rog frumos să ne spui cine este de vină în toată chestia asta. Pentru că după controlul Curții de Conturi, după ce s-a terminat controlul Curții de Conturi, s-a făcut un raport. S-a dat raportul și a spus așa, din raportul Curții de Conturi, spicuiesc. Trebuie prejudiciul recuperat până la data de nu știu cât, undeva anul ăsta. Deci nu s-a recuperat. În 30 martie 2018. Suntem în luna iunie, au trecut 3 luni de zile. Nu s-a făcut nimic. Ei, la suma asta vreau să spun doar un singur lucru. Când am și eu probleme, deci caut și un avocat și îmi spune așa. Ce quantum? Cât ai de recuperat? 10 milioane de lei. La 10 milioane îți iau eu 1 milion, adică 10%. Bun, da? Întrebarea mea. Câte luni au trecut? Câte luni? 3 luni. De ce nu m-ați anunțat dacă 2-3 luni? Dacă știați dumneavoastră, domnule, am greșit eu, primarul a greșit. De ce nu mi-ați atras atenția? Nu este datoria noastră. Nu este datoria noastră. Este datoria ta, tu ai greșit, tu trebuie să o repari. Scurt, nu noi suntem la butoane. Tu ești la butoane. Ce să mai... Băi, dar și vorbim aici. Nu mai... Situația e așa. Suntem încă în termene. Angajăm avocat, așa, încă nu știu ce modalitate, asta cu ce ziceți dumneavoastră, că ați avut probleme dumneavoastră, cum ați discutat, asta nu știu. Nu, eu am spus, am dat un exemplu. Așa, am înțeles, așa. Da? Deocamdată nu e posibil și e posibil să nu urmăm sau să urmăm exemplul dumneavoastră. Da, păi bun, și atunci, deci, atunci ce facem? Rămânim cu suma asta de 5 miliarde da, jumătate, rămânim în aer? Exact. Deci adrese, domnul Mititor, vă spun așa, au fost trimise două adrese, ca să fim în termen, deci sincer vă spun. Așa, nu ni s-a răspuns, ulterior va trebui să-i dăm o judecată. Păi, așa prevede legea. Păi normal ca să nu se răspunde, ei nu vor da curs aceste adrese, pentru că ei nu vor da curs, vor răspunde în instanță, ce să mai... Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Comunicați la punctă de conducere a asta, că Consiliul nu sunt de acord. Domnul Văcar, vă dați cineva cuvântul? Comunicat. Duceți-vă... Nu văd nicăieri, eu sunt în Consiliul și pot să vorbesc. Înscrieți-vă la mea, dacă vreți. Vă rog frumos. Văd care mi-ați închideți cura. Nu mă închideți, domnul. Nu mă închideți. Vă rog. Gata, mai închideți. Vă rog, mă spun. Mai închideți. Vă rog, mă spun. Să comunicați la puntea de conducere a asta. Să se împotrivă ca să... Noi nu trebuie să mai recuperăm sumele. Lasă-se. Domnul Văcaru, domnul consilier, vă rog frumos. Este proces verbal, se vede și oricum va trebui să stați mică și nu e... Se va pune și cu următoarea ședință, doar nu-i... Dar scrieți nominal cine a luat? Da, da, domnul meu. Așa va cum promovăm, tot nominal. Da, bine. Haideți, 28 de ani din ceaba de stat a mâncat banii de la primărie. Domnul Mititelu. Vă rog frumos. Când se termină ședința pe rând? Vezi că intrați în poli. O să spun eu mai departe. Punctul numărul 7. Cine ești mai departe? Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență la nivelul comunității de Rodul de Jumbat. Vă rog frumos. Deci haideți încă o dată să nu mai transformăm. Să știți, chiar astăzi am vizionat o leagă dintr-o ședință dintr-un alt consiliu local. În niciun caz nu s-a întâmplat așa. Silențiu. Domnul Mititelu, fac referire și la dumneavoastră. Nu am din consiliul local. Vă rog frumos. Așa, haideți să trecem la... Nu ne mai... Da, acolo să râdă toată lumea. Domnul Mititelu. Acele spuneri de motive. Domnul. Acolo foarte frumos. S-a mers pe principiu. Domnule, vreți? Da, domnul Mititelu, de ce ne spuneți? Gata, nu mai intrăm în... El poate să vorbească. Poftim, domnul. Vă rog frumos, i-a dat cuvântul domnului. Nu se poate așa ceva. Deci, cazul tău prost, domnul Mititelu. Nu ne... Da, gata, haideți, vă rog frumos. Domnul... Eu îmi fac datoria. I-am dat cuvântul domnului Mititelu. Nu, vă rog frumos. Domnilor, sunt două ședințe la care nu vom participa și consiliul ca se va dizolva, domnule. Domnilor, consilier. Haideți, nu... Medicii spun așa, celulele nervoase, deci
toate celulele din corpul omului se regenerează, mai puțin celulele nervoase. În momentul în care a murit ultima celulă nervoasă, ai murit și tu ca om. Așa că vă rog frumos, fiți cap. Luați exemplul meu, vedeți că sunt de cap. Da. Așa, este vorba de ISU, așa, planul pentru asigurarea de resurse, cu resurse necesare, gestionarea situațiilor de urgență. George Neagă se ocupă expre de cazul ăsta. V-ați uitat, bănuiesc, aici. Na. Acum, dacă o să puneți la vot, bănuiesc, nu o să trebuie atunci. Dar, nu o să trebuie atunci. Deci, nu sunt doar de cuvânt. Spune-mi la vot atunci. Cine este pentru? Potrivă? Cam pentru. Pentru ați fost? Deci 6 pentru, da? Ce înseamnă să fie cam 6 împotrivă. Vă mulțumim, declarăm ședința închisă.